Eu nu obișnuiesc să predic din toată Biblia, dar cred că asta o să fac în dimineața asta. Este interesant că în Sfânta Scriptură vedem că Duhul Sfânt s-a pogorât cel puțin în două instanțe, în Fapte, capitolul 2 și în Fapte, capitolul 10, într-un context al evangelizării, Da? În Fapte, capitolul 2, după ce Petru ține acea predică și explicația despre Duhul Sfânt. Scriptura spune foarte clar că oamenii aceia au întrebat, ce să facem? Și Petru le-a spus, pocăiți-vă să fie botezați și apoi, după pocăință, veți primi darul Duhului Sfânt. Dar ei n-aveau cum să se pocăiască, la ce să se întoarcă, da? Cum să-și noiască mintea, da? N-aveau cum să facă lucrul acesta, decât dacă au auzit înainte Evanghelia. În fapte, capitolul 10 spune că pe când vorbea Petru, Duhul Sfânt s-a coborât peste cei ce ascultau cuvântul. Acum să nu vă imaginați că Duhul Sfânt coboară doar în momentul în care suntem născuți din nou, da? sau când auzim prima dată Evanghelia. Duhul Sfânt coboară atunci peste omul care se întoarce cu pocăință și credință către Dumnezeu. De fiecare dată când stăm în adunare, în biserică și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt lucrează în inimile noastre și ne modelează inimile și ne moaie inimile ca să primim cuvântul lui Dumnezeu, de fiecare dată atunci este o, o lucrare specială a Duhului Sfânt făcută în viețile noastre Așa că înainte ca să vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt în această dimineață Nu că în surusalile în lume Ci pentru că această mare binecuvântare din punctul meu de vedere a devenit o foarte mare confuzie O foarte mare confuzie Recunosc că eu une, o perioadă de timp chiar eu mi-am predicat confuziile Îmi predicam confuziile și le spuneam altora să ia și ei confuziile mele dar între timp eu așa cred că Dumnezeu a făcut claritate. Înainte să ne uităm la această lucrare a Duhului Sfânt, haideți să înțelegem ce este Evanghelia. Ce este Evanghelia? Noi am avut acest studiu fantastic despre Evanghelie. Evanghelia începe cu Dumnezeu Creatorul, da? Dumnezeu este stăpânul nostru, este Tatăl nostru prin creație, El ne-a făcut, suntem lucrarea mâinilor Lui. Noi nu suntem de capul nostru în Univers. Asta e, pentru mine ar fi o oroare să trăiesc știind că sunt eu de mine însumi. Da? Am venit de undeva dintr-o explozie pentru o evoluție așa prelungită, nu știu câte zeci, sute de milioane de ani și am avuns eu. Da? Suntem creația mâinilor lui Dumnezeu. Suntem mai lui Dumnezeu. Dumnezeu este proprietarul nostru, Dumnezeu este șeful nostru, Dumnezeu este stăpânul nostru, că vrem să recunoaștem sau nu vrem să recunoaștem lucrul acesta. Al doilea lucru care spune Evanghelia, foarte important, este că noi ne-am depărtat de acest Dumnezeu, ne-am separat de Dumnezeu, da? Ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, în Adam, împreună cu Adam și de atunci încoace fiecare dintre noi, dacă suntem sinceri, nu trebuie să fim născuți din nou. Nu trebuie să fim creștini ca să ne dăm seama de lucrul ăsta. În fiecare zi ne depărtăm de lucrurile pe care le avem noi în conștiința noastră. Să presupune că cineva nici nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. El dacă stă singur în fiecare seară și se analizează sau acum dacă s-ar analiza și-ar da seama că nu trăiește la standardele pe care el le are în conștiința lui. El știe ce nu-i bine să facă. El știe ce i bine să facă. Și se analizează pe sine însuși și spune Scriptura Romani capitolul 2 că omul se învinovățește și se dezvinovățește pe sine însuși. Nu are Scriptura nu cunoaște nici legea lui Moise, nu cunoaște decalogul, dar singur, dacă stă în taina inimilor, inimii lui, el își dă seama că pe inima lui este scrisă o lege morală. Are voie să facă niște lucruri? Nu are voie să facă anumite lucruri. Când face anumite lucruri rele și se teme că ar putea să fie prins, îi bate inima mai tare, sau unii dintre ei au ajuns la o asemenea depravare încât se bucură, se pare interesant, dar e adrenalină, face un lucru rău, știe că nu-i bine să facă lucrul ăla. Îl întreb, știi că nu-i bine să facă lucrul ăla? El spune, da, știu, Cunoști Biblia? Nu o cunosc. De unde știe el că nu-i bine să facă lucrul acela? Știe datorită conștiinței care are imprimată în ea legea morală și datorită faptului că această lege morală se reflectă la un moment dat în ordinea socială, în legile pe care noi le avem. Cu toții ne depărtăm de Dumnezeu, cu toții ne-am separat de Dumnezeu, cu toții am încercat să facem lucrurile de capul nostru, să fim independenți, să fim, toți vrem în inimile noastre să fim așa mici Dumnezei. Toți vrem în inimile noastre să fim mici Dumnezei să avem noi universul nostru propriu și să facem lucruri așa cum vrem noi. Cum vrem noi. Te uiți la un copilaj de mic. Cine, cine neagă lucrul ăsta pur și simplu nu observă realitatea. Te uiți la un copilaj de mic. Îl pui să facă un lucru, el nu are nicio rațiune, niciun motiv să facă lucrurile cum vrea el. Nu-i bine cum vrea el, dar vrea să le facă cum vrea el. De ce? Că în el îi înclinația aceasta de a fi independent. De a fi, de a face lucrurile așa cum, cum crede el la nivelul la care este el. Din această rătăcire și din această întoarcere, din această întoarcere de, de, din dinspre Dumnezeu spre păcat, Dumnezeu a, a trimis pe fiul său ca să, ca să ne vindece. însă ce e important de de înțeles este că odată cu căderea noastră a venit automat o condamnare asupra noastră. Dumnezeu Creatorul care este stăpânul nostru, care este suveran, care este Șeful nostru, cel care ne-a dat legi, cel care ne va trage la răspundere pentru lucrurile pe care le facem, datorită căderii noastre, trebuie să ne tragă la socoteală. E natura lui să facă lucrul ăsta. E natura lui Dumnezeu care guvernează toate lucrurile, care ține toate lucrurile mâine lui, prin care există toate lucrurile. Noi existăm prin Dumnezeu. Cel mai rău ateu de pe planeta Pământ există prin Dumnezeu cel mai împotrivitor om față de Dumnezeu, lăsat de Dumnezeu în voia minții lui blestemate, respiră prin puterea lui Dumnezeu. Îi bate inima în piept prin puterea lui Dumnezeu. Cel mai răzvrătit om de pe planeta asta depinde total de Dumnezeu. La fiecare bătaie a inimii depinde de Dumnezeu. Toți. Și pentru că depindem în felul acesta de Dumnezeu, Dumnezeu ne trage la răspundere. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu nostru, pentru că El ne ține în mâinile Lui, pentru că ne binecuvintează, pentru că ne susține, pentru că în El avem viața, ființa și mișcarea și pentru că ne-a dat niște legi, ne va trage la răspundere pentru lucrurile pe care le facem. Acum, ce este, ce este mai adânc înrădăcinat în inima omului decât să nege acest lucru? Că va fi un moment în care Dumnezeu ne trage la răspundere. Că va fi un moment în care Dumnezeu ne va judeca. Ce poate să urască omul mai mult decât să știe că o viață întreagă a trăit fără Dumnezeu și că sunt miliarde de fapte, de gânduri, de simțăminte care sunt împotriva legii lui Dumnezeu și pentru care Dumnezeu pe fiecare în parte le va aduce în fața noastră și pentru care Dumnezeu nu ne va judeca în parte. Ce poate să fie mai urât de ființa umană decât lucrul acesta? Și este normal. Într-un fel este normal să fugi de acest lucru, însă negarea acestui lucru nu rezolvă cu nimic ziua judecății care va veni. Cea mai mare prostie la propriu este să negi un lucru care se va întâmpla, care se va întâmpla în realitate. În timp se va întâmpla lucrul acesta, pentru că Dumnezeu a rânduit să facă lucrul acesta. El este, dacă aș putea să folosesc termenul acesta, nevoi să ne tragă la răspundere. Însă, cea mai mare veste pe care o aduce Evanghelia nu e că suntem creația lui Dumnezeu, nu e că am căzut în păcat, ci că a venit Domnul Isus Hristos. Că a venit Domnul Isus Hristos și acea judecată finală a fost într-un anume fel parțial pentru anumiți oameni făcute la cruce de la Golgota. Da? Pe toți aceia care vor crede vreodată Domnul Iisus Hristos i-a avut în vedere când s-a dus la Golgota. Dacă cineva în dimineața asta vrea să se pocăiască și să creadă în Domnul Iisus Hristos, la crucea de la Golgota avem cea mai mare veste pe care o poate da vreo religie vreodată pe pământ. Și anume că toate păcatele mele au fost purtate de Domnul Iisus Hristos. El a fost fără păcat. El a fost un substitut în locul nostru. La fel cum Adam, în locul nostru, a luat o hotărâre care a plonjat toată umanitatea în păcat, la fel Domnul Isus Hristos a luat o hotărâre în locul tuturor celor care cred, ca să-i spășească păcatele lor. Să știi că fiecare gând al tău este spălat de sângele lui Isus. Să știi că pentru, care, pentru fiecare fapta ta de împotrivire, de nesupunere. A murit Domnul Iisus Hristos. Să știi că pentru fiecare lucru, mic sau mare, cum îl consideri tu, cum le clasezi tu, Domnul Iisus Hristos a făcut o ispășire definitivă, totală, completă, desăvârșită. O dată pentru totdeauna. și e suficient ce a făcut El. Să știi că Dumnezeu mânios datorită păcatelor tale, că Dumnezeu nu are cum să rămână indiferent la păcat, Dumnezeu mânios datorită păcatelor tale, nu mai este mânios pentru simplul fapt că mânia aceasta a coboră peste Fiul Său. Dumnezeu care a fost distant, separat de tine, nu mai este separat și distant de tine, ci este apropiat de tine datorită Domnului Isus Hristos. Că tu care erai un vagabond spiritual, un cercetor spiritual, care nu erai lipsit total de orice binecuntare spirituală de la Dumnezeu, acum ești îmbogățit total, definitiv, complet în Domnul Isus Hristos. Da? Că dreptatea lui Dumnezeu care cerea să fim judecați este satisfăcută acum față de tine. Simplu. Dumnezeu să uită la tine în persoana Domnului Iisus Hristos. Ce veste mai mare poate să existe decât aceasta, nu? Ce veste mai mare poate să existe decât aceasta? Că Dumnezeu să uită la un ticălos ca mine, pare incredibil, Dumnezeu să uită la un ticălos ca mine și spune te văd neprihănit. Asta ori este cea mai mare veste, ori este cea mai mare absurditate, da? Dar apropiu, El a stat în locul nostru și a făcut lucrul acesta pentru fiecare dintre noi. Însă Evanghelia face o chemare. Fiecare dintre noi, și vedeți, Pavel predică Evanghelia Corintenilor în capitolul 15 după ce a predicat-o mulți ani înainte. Noi trebuie să ne aplicăm Evanghelia nouă în fiecare zi. Nu a, eu am primit Evanghelia nu știu când. Evanghelia trebuie aplicată sufletului în fiecare zi. Indiferent că ești credincios sau nu, da? Trebuie să existe un moment în care o aplici fiecare, prima dată și apoi să existe o viață în care aplici Evanghelia în fiecare zi. Da? Să o aplici sufletului tău. Începi să o aplici în mintea ta și ea coboară și afectează toată personalitatea ta și dacă afectează toată personalitatea ta, va modifica viața ta din fiecare zi. În cele mai banale și simple aspecte ale vieții, această convingere că ești acceptat de Dumnezeu, că ești în grațiile lui Dumnezeu, ai siguranța veșniciei, va modifica cele mai simple acțiuni ale vieții. Cele mai simple acțiuni ale vieții, da? Însă, Evanghelia, repet, face o chemare. Și chemarea este aceasta, să mă încred în Domnul Iisus Hristos că El este ispășirea mea, El este vindecarea mea, El este mântuirea mea, El este răscumpărarea mea, El îmi dă favorul lui Dumnezeu în mod total, definitiv și nu mai este nimic necesar să pun lângă asta da? și să mă întorc la Dumnezeu. Să mă întorc la Dumnezeu, da? Să te întorci la Dumnezeu înseamnă să te bazezi pentru totdeauna pe această veste bună, da? Te întorci de la orice, oricare ți s-ar părea ție că sunt riscurile. Te bazezi pe ce îți spune Dumnezeu. Te bazezi pe această Evanghelie. Nu mai, nu mai negociezi, da? Și Evanghelia face și această promisiune. După ce mă întorc la Dumnezeu, Evanghelia îmi face promisiunea că am o viață nouă cu Dumnezeu. Mulți spun, nu, nu mă pot întoarce la Dumnezeu că eu nu pot să merg, eu nu pot să trăiesc cum trăiți voi. Noi nu trăim cum trăim noi prin puterea noastră. Evanghelia, nu asta e vestea care ți-o dă Evanghelia. Uite, te de toate păcatele pe care le-ai făcut până astăzi, te pun la punctul zero și de azi înainte să nu mai faci lată. Să nu te împrind că mai faci prostii. Nu asta este Evanghelia. Nu asta este Evanghelia. Dumnezeu ne mântuie, Dumnezeu ne naște din nou, Dumnezeu ne înclină ființa către El. Dumnezeu ne dă o gândire nouă, Dumnezeu ne dă o gândire care să-L aibă în centru pe Dumnezeu și care raportează toate lucrurile la Dumnezeu. Dar noi mai păcătuim și dacă... Copilașilor, dacă ați păcătuit, aveți la Tatăl când? Acum! Nu mai avem pe unul care a murit și a înviat, avem un mijlocitor care mijlocește pentru noi și aplică în fiecare zi iertarea păcatelor care a câștigat-o la Golgota pentru fiecare dintre noi. Și în fiecare zi ne întoarcem la acea iertare desăvârșită, la acea neprigănire desăvârșită pe care ne-a câștigat-o Hristos la Golgota. De asta mijlocește pentru noi da? Și viața nouă pe care o trăim astăzi este un progres. La unii este mai lin, la unii este mai abrupt, nu contează. Este un progres. Progresul acesta îl avem datorită faptului că Isus veghează în fiecare zi asupra vieților noastre. Și prin Duhul Sfânt ne curățește de păcat în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, până la sfârșitul vieților noastre, până vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Da? Și vom trăi acea veșnicie într-un cer nou și un pământ nou pe care va domni neprihănirea Împreună cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Asta este Evanghelia. Asta este vestea bună la care ne cheamă Dumnezeu. Acest mesaj îl binecuvântează Duhul Sfânt. Și care este lucru trist? Poate în cel mai multe adunări astăzi se va vorbi despre Duhul Sfânt, fără să vorbească despre Evanghelie. Și te întreb, ce să binecuvânteze Duhul Sfânt? Ce să folosească Duhul Sfânt? La ce? Focalizarea multor oameni este spre, spre Duhul Sfânt, mai precis spre o anumită experiență pe care cel mai probabil Duhul sunt a făcut o dată pentru totdeauna, da? să vor focaliza asupra acelui lucru și nu înțeleg oamenii dar care este rolul Duhului sunt astăzi în viața mea? Rolul Duhului sunt astăzi în viața mea este să nască oamenii din nou, da? Adică dintr-un om îndreptat spre păcat, spre lume, spre sine însuși, spre viața lui, să-l întoarcă spre Dumnezeu. Și fiecare dintre noi sper că am avut momentul acesta sau dacă nu l-am avut, să dea Dumnezeu să-l avem chiar azi. Am avut un moment în care ne-am trezit. Deodată, tu ai știut cât de mult te iubi pe tine însuși și viața ta și planurile tale și hobby-urile tale și visurile tale și deodată Dumnezeu a devenit cel mai important factor din viața ta. Nu ai mai putut să-l scoți din capul tău, da? A devenit obsesia ta. Ai început să fii dependent de Dumnezeu, să raportezi toate lucrurile la Dumnezeu, să nu mai poți ignora pe Dumnezeu. Cine face această lucrare decât Duhul Sfânt? A venit un moment în viața noastră când ni s-a părut atât de absurd să ne câștigăm mântuirea prin propriile noastre forțe. A venit atât de absurd să încercăm să ne împlinim pe noi înșine, să ne fericim pe noi înșine prin cu tot o altă metodă decât prin Dumnezeu. Cea mai mare problemă a lui Dumnezeu, eu asta cred, cea mai mare problemă lui Dumnezeu cu noi, asta este Evanghelia, cea mai mare problemă a lui Dumnezeu cu noi este că încercăm să ne fericim prin lucruri care nu ne fericesc. Dumnezeu spune, uite, astea sunt toate lucrurile care ți le-am dat pe pământ, pe care nu ți le voi lua, care îți aduc o anumită doză de împlinire. Dar astea sunt lucruri pe care eu ți le-am dat. Eu vreau să te uiți la mine, la dătătorul, cel care ți-am dat lucrurile astea. Nu mă trata ca pe moșcărciu, mi-ai luat sacul cu daruri și apoi mă ignori. Eu sunt cel, alo, eu sunt cel care ți-am dat lucrurile astea, înțelegi? Noi tot umblăm prin costul de gunoi al lumii, mai găsim câte o bucurie, ne învârtim în jurul ei, mai găsim alt dar, iar ne învârtim în jurul lui, ne bucurăm puțin de el, ne plictisim de el, mai căutăm altul, mai căutăm altul, mai în relații, mai în bani, mai în case, mai în mașini, mai în servicii, mai în nu știu ce și trece viața și n-ajungem odată să fim împliniți și fericiți cu adevărat. Asta e problema lui Dumnezeu cu noi. Și suntem într-o hăbuceală din asta continuu, într-o alergătură din asta continuă după fericire. Nu există om normal pe planeta asta care să nu caute fericirea. Și omul care să sinucide, să sinucide pentru că nu mai suportă viața pe care o are și crede că o să fie mai fericit sinucidându sinucigându-se. Orice om caută fericirea. Dumnezeu a pus căutarea asta în noi. Dar Dumnezeu ne anunță că această fericire, această satisfacție, împlinirea sufletului vine numai când ajungem la Dumnezeu. Asta e problema lui Dumnezeu cu noi. Că umblăm prin tomberonul, prin coșul de gunoi al lumii, după tot felul de lucruri și nu ajungem la Dumnezeu. Ce crezi? Că pocăiții nu se bucură de mâncare? Pocăiții nu se bucură când conduc o mașină bună? Ba da, ne bucurăm de lucrurile alea. Dar le vedem în ultima instanță ca daruri care vin de la Dumnezeu. Relaționăm, raportăm toate lucrurile la Dumnezeu. Și fericirea noastră este în mod final în Dumnezeu. Asta e Evanghelia. Eu cel mai probabil că dacă Dumnezeu nu m-ar fericit, n-aș fi pocăit, n-aș fi creștin. Dar Dumnezeu este singurul care mă fericește în ultima instanță. Nu știu, nu -aveți, -aveți, momente. Ar trebui să închidem castofoanele, să închidem muzica, să închidem Facebook, internet, să stai câteodată așa și să ajungi să te simți gol. Foarte bun sentimentul. -a să ajungi să îți dai seama că ești gol. Am făcut aia, mă simt. să-mi văd ceva lipsește. Și la urmă ești atras tot către Dumnezeu. Mă duma Dumnezeu poate să-mi să, să pe asta a Sufletului. Spunea Sies lui Soare, nu cumva faptul că ne simțim tot timpul, chiar discutăm cu nevastă mea, Oare nu cumva faptul că ne simțim tot timpul așa stingeri pe pământul ăsta, ceva, 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 ceva lipsește? Oare nu cumva asta este un semn al faptului că casa noastră, locul nostru de baștină, locul nostru final e în altă parte? Oare nu cumva prin lucrul acesta, prin această separare pe care Dumnezeu ne-o dă la un moment dat de lucrurile astea, nu ne mai împlinesc la un moment dat, da? Nu cumva Dumnezeu ne transmite mesajul ăsta, oameni buni, treziți-vă, împlinirea, fericirea, satisfacția de plină este în Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem, din El venim și la El trebuie să ne întoarcem. Dumnezeu să ne avute să facem lucrul acesta toată viața noastră. Amin. Acum când ne uităm la faptele apostolilor, acest mesaj a adus, a adus această binecuvântare a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne este dat, Duhul Sfânt ne este dat ca să ne însoțească pe tot parcursul vieții noastre aici pe pământ. Mulți oameni confundă câteva lucrări a Duhului Sfânt. Nașterea din nou, și le voi preciza pe câteva la rând, nașterea din nou este acea înnoire a personalității noastre când mintea noastră, sentimentele noastre și voința noastră sunt întoarse dinspre păcat, dinspre lume, dinspre noi înșine, spre Dumnezeu. Asta este nașterea din nou, da? Asta este momentul în care primim Duhul Sfânt. Primim Duhul Sfânt, da? Avem prezența Duhului Sfânt în noi. Și spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a făcut din trupurile noastre temple ale Duhului Sfânt. Adică cu prezența lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu manifestat, s-a arătat în templu de la Ierusalim, da? În Sion. La fel, Duhul lui Dumnezeu locuiește în trupurile astea. De asta un credincios nu mai poate să facă cu trupul lui ce vrea. De asta nu pot să-mi fumezi trupul, da? De asta nu pot să-mi să distrug trupul cu absolut nimic. Pentru că el este templul Duhului Sfânt. Da? Este pus deoparte. Acest trup, cum îl vedeți, ochi, urechi, cap, tot, este trupul templul Duhului Sfânt. Acestea sunt mădularele lui Hristos. Eu le voi folosi numai așa cum vrea Duhul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să primești Duhul Sfânt. Să ai Duhul Sfânt în tine, da? Acum, Sfânta Scriptură mai vorbește nu doar despre această primire a Duhului Sfânt, ci Sfânta Scriptură vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt. Sfânta Scriptură mai vorbește despre plinătatea Duhului Sfânt. Sfânta Scriptură vorbește despre pogorârea Duhului Sfânt. Celelor la rând. Importantă e nașterea aceasta din nou pe care o face Duhul Sfânt în noi. Domnul Iisus Hristos face în fapte 1 cu 8 o promisiune. Ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt. Acum vreau să vă întreb dacă faceți distinția între aceste două lucruri. Între puterea Duhului Sfânt și pogorârea Duhului Sfânt. Auziți ce spune? Voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt. Deci este pogorârea Duhului Sfânt și este primirea puterii Duhului Sfânt. Da? Sunt două lucruri distincte. Acum, termenul acesta, nu e foarte important să țineți minte termen grecești și nici nu o să-i menționez, termenul acesta, pogore de aici, este folosit încă o dată cu referire la Duhul Sfânt când Duhul Sfânt se pogoară peste Fecioara Maria. Se pogoară Duhul Sfânt peste Fecioara Maria și face o, o lucrare unică în istoria Universului. Se concepe persoana Domnului nostru Isus Hristos, Dumnezeu om, din Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Da? Este ceva unic. Da? Termenul este folosit atunci și mai este folosit doar aici, în relație cu Duhul Sfânt, în relație cu credincioșii. Doar aici, când găsiți în Biblie, s-a coborât Duhul Sfânt, este alt termen. Da? De ce este folosit acest singur termen? Pentru a arăta această coborâre unică a Duhului Sfânt la cinzecime când s-a format biserica. Doamne, mai vrem rusalii. Nu mai vrem rusalii, că nu mai vrem să facă încă o dată biserica. Deci nu mai veni rusalii, nu, nu avem cum să mai venim. Bine, nu vreau rusalii la propriu de niciun fel, da? Rusalele n-au fost niciodată, rusalele sunt o sărbătoare pe gână. Cinzecimea a fost o sărbătoare evreiască. Pogorârea Duhului Sfânt a fost un eveniment la propriu o experiență a bisericii. Atunci s-a format biserica, s grupul acela de credincioși din Vechiul Testament, sub coborârea Duhului Sfânt, s-au format, s-au constituit într-o biserică. Nu mai vrem nicio a Duhului Sfânt acum, da? Pogorârea Duhului Sfânt a avut loc odată pentru totdeauna, în ziua 50.000, de atunci și până astăzi, Duhul Sfânt a rămas în Biserica lui Amin. Pogorârea Duhului Sfânt, repet, este un eveniment unic și irepetabil. Biserica nu se mai formează niciodată. Biserica crește în maturitate. Biserica se răspândește pe toată suprafața pământului și face acest lucru sub lucrarea Duhului Sfânt. Dacă ar trebui să coboare de fiecare dată, tot ar exista intermitențe din asta. Nu, biserica este tot timpul sub lucrarea Duhului Sfânt. Asta este pogorârea Duhului Sfânt. A doua experiență care are loc în ziua 50 îmi este botezul cu Duhul Sfânt. Repet, pogorârea Duhului Sfânt nu este fizică, că Duhul Sfânt este Duh, este pretutine. Nu ne voi fugi departe de Duhul tău, da? Dar pogorârea Duhului Sfânt se referă strict la darea Duhului Sfânt pentru biserică. S-a dat lucrul ăsta odată pentru totdeauna. Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Și aici vom avea poate o discuție mai lungă. Botezul cu Duhul Sfânt este prezent în Cartea Faptelor Apostolilor de patru ori. Îl găsiți în fapte 2, în fapte 8, în fapte 10 și în fapte 19. Da? Sunt patru evenimente clasice de coborâre sau de botez Duhului Sfânt pentru anumite categorii de credincioși. Primul eveniment este, în fapt, capitolul 2 pentru evreii credincioși care erau la momentul respectiv. Atunci, oamenii aceștia sunt botezați cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă botezul sau a Duhului Sfânt? Eu voi demonstra lucrul acesta. Cred că botezul cu Duhul Sfânt înseamnă încorporarea unui grup de credincioși. În biserică, în trupul Domnului Isus Hristos. Da? Acum, este adevărat, botezul cu Duhul Sfânt a fost semnalizat, semnalat, cum vreți să spuneți dumneavoastră, de un semn. Semnul vorbirii în limbi. Da? Semnul vorbirii în limbi. Acum, haideți să ne întrebăm logic. De ce au vorbit ucenicii în limbi care au fost botezați cu Duhul Sfânt? unii oameni zic astăzi așa. Și apropo, eu nu îmi susțin teologia cu privire la lucrarea Duhului Sfânt după nicio mărturisire decât după Sfânta Scriptură. Că asta coincide cu mărturisirea de credință baptistă reformată, asta este cu totul altceva. De ce au vorbit oamenii ăștia în limbi? Mulți zic, și astăzi noi trebuie să vorbim în limbi, și astăzi noi trebuie să vorbim în limbi. Eu aș spune așa, mă, de ce vrei să vorbim și Păi așa scrie în fapte 2. Stai puțin. Haideți să o luăm de la capăt. Dacă tu te consideri un credincios din Vechiul Testament, care te afli la tranziția în Noul Testament și ești în ziua înființării bisericii și ești evreu, da? atunci du-te la fapte 2 și pretinde că trebuie să ai aceeași experiență ca lor. Mă înțelegeți ce spun? Ăștia erau 12 ucenici care vineau din vechiul legământ, da? au prins tranziția la nou legământ care s-a făcut prin jertfa Domnului Iisus Hristos, sunt evrei care vin din vechiul legământ, intră în nou legământ, se află în ziua înființării bisericii Domnului Iisus Hristos care a avut loc acum 2000 de ani și experimentează această lucrare a Duhului Sfânt. Dacă nu ești în poziția asta, nu pretinde că tu vrei să experimentezi ce a fost în fapte 2. Deci scuze-mă, nu are nicio treabă cu ce experimentezi tu asta. Nici o treabă nu are. Pentru că nu te găsești în situația aceea. De ce au vorbit ăștia în limbi? Păi le-a spus foarte clar de ce au vorbit în limbi. Auzi ce spune. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au șezat câte una pe fiecare din ei. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Deci ăștia nu s-au strâns la o stăruință și au spus, Repeta, aleluia, 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 aleluia. Nu a fost așa ceva. Mă, repetă, sânge, 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 sânge. Nu a fost așa ceva. Le dădea cine? Nu prorocul le dădea să vorbească cuvinte, ci le dădea Duhul le dădea să vorbească. Acum, Duhul sunt nu în carne și oase la vreo lucrare din asta ca să le dea unor și altora să vorbească. Deci lucrarea aceasta a fost, unul la mână, a fost spontană, a fost supranaturală. Supranaturală. A fost sub călăuzirea directă a Duhului Sfânt. De ce le-am dat Duhul Sfânt să vorbească în limbi? Mulți. Așa și noi vrem să vorbim astăzi în limbi. Noi... Mă, de ce le-a dat? Ca să stabilim dacă trebuie să vorbim și noi astăzi sau putem să vorbim astăzi? Trebuie să întrebe de ce le-a dat Duhul Sfânt. Și spune versetul următor. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din Zic unii, le-a le le dat, le dat, să vorbească în limbi ca să facă evangelizare la toate neamurile. Biblia nu spune așa ceva. Spune că se, aflau atunci în Ierusalim ce oameni? Iudei! Iudei se aflau. Oameni cu cernici din toate neamurile. De unde erau veniți ăștia? Ăștia nu erau niște păgâni care se plimbau pe la Ierusalim să, să viziteze templul. Știi, erau oameni cu cenici. erau iudei, da? Dar erau răspândiți în toate neamurile. La o asemenea sărbătoare veneau cu toții la Ierusalim ca să sărbătorească împreună cu evreii și iudeii care erau acolo. Bun. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare i auzea vorbind. De ce li s-a dat vorbirea în limbi? Pentru că ăla dacă venea din Creta, să înțeleagă pe limba aia din Creta ce se spunea acolo, da? Cum dar ai auzit vorbim fiecarea, spune fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesop. Auziți, să atâtea versete aici care e numeră din ce locuri erau venite, tocmai ca să se explice ce vorbeau ăștia în limbi. Și unii tocmai asta ratează, domnule, tocmai asta ratează. Prezint acolo verset, 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 verset. Și acum vă spunem, noi suntem aici, a spune, hai domnule să celebrăm și noi cinzecimea și să vorbim toți în limbi. Soră, în ce, frate, în ce limbă vrei să vorbești? Zi, spuneți-mi, ce limbă vreți să vorbiți? Cretană, în ce, ce, vreți să vorbiți? Chineză. Bun. Frate, sorii, vrea să vorbească în chineză. De ce vrei să vorbești în chineză? Pentru ce? Nu, eu, eu, vă întreb. Pentru ce? Păi trebuie să ne rugăm să fie și un traducător. Ca să ne spune ceea ce ne putea spune la toți pe limba noastră, că înțelegem toți limba română, nu? Acum nu vreau să fac la propriu, nu vreau să fac caterincă sau glumă pe seama cuiva, dar n-are nicio logică. Ăia vorbeau în limbi pentru că acolo erau oameni care înțelegeau limbile alea deja, le înțelegeau nativ. Ei acolo se născuseră, de acolo veneau, ăia pricepeau limba respectivă. Dom'le, dacă eram chinez la cinzecime, auzeam un apostol sau un ucenic vorbind chineză. Dar eu învățam, învățasem chineza de la mine de acasă, știam chineză, da? vorbea pe limba mea nativă, cu limba cu care eu m-am născut, în țara în care eu m-am născut, da? De asta vorbeau în limbi. De asta am vorbit în limbi, ca ăștia să-i înțeleagă. Dar eu mai rămâne o întrebare. De ce nu au vorbit evreiește? Că probabil că știau și evreiește. Evreii transmiteau limba copiilor lor. Aveau cât de cât habar. Sau poate știau limba greacă, care era limba de circulație internațională atunci. De deci ce le vorbește pe limba fiecăruia? Este un mesaj pe care Dumnezeu îl transmite. Până la momentul acesta, lucrarea lui Dumnezeu a fost într-un fel limitată, într-un anume sens, la evrei. Evreii au fost chemați de Dumnezeu, spune, să fie lumina neamurilor. Ei trebuiau să ducă să facă lucrarea asta. Au făcut evrei treaba asta? Parțial, foarte puțin au făcut-o, da? Foarte puțin. Domnul Iisus le spune în fapte capitolul 1, veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt și veți fi martori în... Ia zice ce spune. Foarte interesant. În Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până... Ce se întâmplă la cime? Ăștia încep să vorbească în limbi și ating categorii de oameni care au venit chiar de la marginile pământului. Să împlinește ce spune în fapte capitolul 1 cu 8. Sunt martori, mărturisesc ceva pentru oameni care veniseră de la marginile pământului. De asta au vorbit în alte limbi. Domnule, de asta au vorbit în alte limbi. Ca să arate foarte clar Că din momentul respectiv, lucrarea lui Dumnezeu se extinde, biserica lui Dumnezeu, programul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu se extinde până la marginile pământului. Asta și se întâmplă de fapt la 50.000. Este o profeție, o prevestire, o împlinire a acestui fapt. Evanghelia se duce până la marginile pământului. E foarte interesant. Ei nu predică Evanghelia prin vorbirea în limbi. Când zic, mă, să primim și noi vorbirea în ca să ce să predicăm Evanghelia. Ei nu predică Evanghelia. Cine predică Evanghelia la 50.000? Petru predică Evanghelia la 50.000. Petru este singurul care predică Evanghelia la 50.000. Ce făceau ăștia în vorbirea lui? Auzi ce spune ăștia. Zic aici așa. Foarte clar. Cretan și arabii au versetul 11. Iau vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Scopul nu era ca să vedem. a, uite cineva care vorbește în limbi. Întrebarea este ce vorbea în limbi? Și ce vorbea în limbi? Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Acesta este semnul botezului sau primirii Duhului Sfânt. Că inima ta este într-un asemenea mod inflamată de dragoste pentru persoana Domnului Isus Hristos, pentru lucrarea lui Dumnezeu, inima ți se umple într-o asemenea măsură de bucurie înaintea lui Dumnezeu, încât nu mai poți să ții lucrurile astea pentru tine, ci începi să le spui și Altora, indiferent de limba în care o spui. Esența, substanța darului vorbirii în limbi sau semnului vorbirii în limbi, asta a fost. Că oamenii aceștia erau atât de bucuroși când au primit lucrarea lui Dumnezeu în inimile lor, când li s-a deschis inima față de Dumnezeu, încât au început să spună lucrul acesta și altora acesta este semnul. Botezului cu Duhul Sfânt. Dacă unul a ieșit de la stăruință și spune, ce s-a întâmplat? Păi am vorbit în limbi și a doua zi ce am făcut? Păi m-am dus și am curcuvit cu prietena mea. Sau am început să înjur cum înjuram înainte. Sau am fumat cum am fumat înainte. N-ai primit nimic. N-ai primit Duhul Sfânt. Poate ai primit ceva Duhul. Și nu spun nicio glumă acum. Dar nu ai primit Duhul Sfânt. Dacă tu te-ai dus a, a doua zi la școală și n-ai putut să spui la nimeni, imediat după stăruință, n-ai putut să spui la nimeni nimic despre Domnul Isus Hristos, n-ai primit nimic, din Duhul Nimic, absolut nimic. Zero. Zero, zero, zero. Dacă nici în casă la tine, cu oamenii lângă care stai, nu poți să le spui cea mai mare, mai grozavă veste din univers. Nu poți să le spui lucrul acela. La prietenii tăi apropiați sau ți sau ești strâns în spate. Nu, nu e lucrarea Duhului sunt acolo. Să fii 100% sigur de asta. Nu că ai bolmojit tu ceva acolo și spui tu mie că ai primit Duhul Sfânt. Domnul Iisus nu asta a spus. Deci Domnul Iisus Hristos nu asta a spus. Îți bate în joc de Sfânta Scriptură. De asta au vorbit ăștia limbi la cinzecime. De asta au vorbit în limbi. Bun. Ne aflăm în, în, fapte capitolul 8. Al doilea eveniment. Samariteni. Foarte interesant. Știți foarte bine. Asta se spune următorul lucru. Domnule, ai că fapte 2 nu prea îl putem folosi, că ăștia au fost la tranziție din nou testament în vechiul testament. Dar uite, în fapte capitolul 8 au fost uh, au fost convertiți după ce au auzit predicarea Evangheliei prin Filip și au primit Duhul Sfânt mult mai târziu. Și aici e o problemă. Asta înseamnă că trebuie să fie o perioadă de timp. O distanță între momentul întoarcerii la Dumnezeu și momentul botezului cu Duhul Sfânt. Haideți să luăm și pe ăștia. Este vreun samaritean pe aici? Nu este niciun samaritean. Cam pică folosirea exemplului, da? Deci nu este niciun samaritean aici. Bun. Care era problema cu samaritenii? Știți foarte bine. Samaritenii erau niște corcituri. Nu erau nici evrei evrei, dar nu erau nici dintre neamuri, da? S-au făcut niște mutații de populație acolo pe teritoriul Palestinei da? Ăștia s-au încurcat cu evrei, acceptau numai legea lui Moise, erau foarte ciudati samaritenii. Da? Aveau locul lor de închinare, aveau cărțile lor din Biblie, erau un fel de marcioniști, au tăiat câteva cărți din Biblie, restul nu, nu acceptau nimic. Nu se duceau la Ierusalim, nu acceptau preoția de lui la Ierusalim. Ei aveau religia lor, erau total despărțiți religios de evrei. Vă întreb pe dumneavoastră, ce credeți că s-ar fi întâmplat dacă în samaritenii ar fi primit Duhul Sfânt exact când le-au predicat Filip Evanghelia. Ce s-ar fi întâmplat? Ar fi spus exact ce au spus de sute de ani. Nu avem nevoie de nicio nu avem nicio treabă cu evrei, nu avem nicio problemă cu evrei. Vom avea în continuare și să înființa în fapte capitolul 8, nu biserica Domnului Isus. Nu, era o expansiune a bisericii Domnului Isus, o lărgire a bisericii Domnului Isus, ci era înființată o altă biserică, o altă denominație, un alt cult. Biserica Samaritenilor. Nu avem nicio treabă cu, cu, Filip, este apostolul nostru, papa nostru. O să avem așa o succesiune apostolică de la Filip, nu de la Petru, la ce zicem, de la Filip, da, cum zic catolicii, de la Filip. Nicio problemă, nu avem nicio treabă cu evrei. Nu asta a fost intenția lui Dumnezeu. Intenția lui Dumnezeu a fost ca biserica să fie locul în care se strâng toate națiunile. Să se rupă toate gardurile. Nu mai este bărbat, nu mai este femeie, nu mai este tânăr, nu mai este bătrân, nu mai este cretan, nu mai este arab, nu mai este grec, nu mai este iudeu. Toate gardurile s-au dat jos. Toți se întâlnesc împreună, sub aceeași jerfă, sub aceeași lucrare a lui Dumnezeu și dau glorie lui Dumnezeu. Și ei nu primesc Duhul Sfânt. Când predică Evanghelia film, pentru acest motiv, că Dumnezeu a intenționat ca acesta să fie primul Eveniment, primul moment în care se face reconciliere, într-un fel, între țigani și români. Între români și maghiari. Unde să se facă reconciliere? Nu facem Biserica țiganilor și Biserica românilor. Sau Biserica maghiarilor și Biserica românilor. Este o singură biserică. Să rupe gardul ăsta, înțelegeți, care a fost vechi de sute de ani. În Biserica Domnului Isus Hristos. Și spune scripturile așa. Au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Petru și Ioan s-au rugat. Că nu se să încă peste niciunul din ei, ci fusese mai botezați în numele Domnului Isus. Atunci Pentru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Foarte important. Deci momentul, motivul pentru care există diferența asta de timp dintre întoarcerea lor la Dumnezeu și botezul cu Duhul Sfânt a fost ca de la Ierusalim, să vină Petru și Ioan care fusese și la primul eveniment de botez cu Duhul Sfânt, să fie acolo și sub îndrumarea și călăuzirea lor să se facă pentru prima dată unire între samariteni și evrei. Foarte interesant de observat. Lucrarea aceasta se face sub mâinile lui Petru și Ioan. Petru și Ioan erau apostoli. Petru și Ioan erau evrei. Samaritenii primesc botezul cu Duhul Sfânt sau primesc Duhul Sfânt sub rugăciunea, îndrumarea, călăuzirea unor evrei care erau apostoli, care erau stâlpi în Ierusalim. Și acum să face unirea despre care vă spuneam. Acum sunt unii astăzi spune, da, păi ăștia s-au rugat și au pus mâinile, atunci ne punem și noi mâinile și ne rugăm pentru alții ca să primească Duhul Sfânt. Întrebare. Ești apostolul Petru? Da, Ioan. A, nu ești. Ești sigur? Nu. Nu s-au reîncarnat nici Petru, nici Ioan. Nu. Atunci vezi de treabă. Deci vezi de treabă. Dacă vrei să faci scamatorii și să te arăți înainte, înaintea altora că ai nu știu ce puteri din asta miraculoase, te-aș asemenea, te asemenea mai degrabă, foarte interesant, tot în fapte capitolul 8 cu Simomagu care vrea să aibă ceva puteri din astea speciale ca să dea el. Deci Simon Magu nu are la propriu, el zice, domnule, vreau să am și o putere ca să dau Duhul Sfânt. Domnule, ce era greșit să dea Duhul Sfânt la alții? Uitați, avea un, mai, un misionar, un candidat ca să fie misionar. Vreau și eu să fiu un misionar în toată lumea, să dau Duhul Sfânt la alții. Ia auziți, Pocăiește-te de această răutate a ta. Roagă-te Domnului să-ți ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, că -și văd că ești plin de fiere amară și lanțurile fără de legii Banii tăi să preară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta că și inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Să vrei tu să te pretinzi tu mare apostol, mare misionar, mare lucrător care poți să faci ca apostolii nu știu ce lucrări, mai degrabă te asemănă cu Simon Magu, nu cu Petruș, cu Ioan. Motivul pentru care a venit Petru și Ioan este pentru că erau apostoli recunoscuți de Domnul Isus Hristos și sub mâinile lor biserica s-a extins. Și aduceți-vă aminte, Petru este numit în Galateni apostolul evreilor și Pavel este numit al neamurilor. Și veți vedea în toate evenimentele de botez cu Duhul Sfânt este ori Petru, ori Pavel. Nu vreun ciuriburi din ăsta care ți consideră mare apostol și înzestrat cu nu știu ce puteri miraculoase, da? Lucrarea lui Dumnezeu este făcută cu cap. Lucrarea lui Dumnezeu este făcută foarte clar aici. Și vă mai fac o observație. Cine s-a rugat în fapte 8 ca să primească două Sfânt? Cine s-a rugat? Că a fost rugăciune aici. Cine s-a rugat? Petru și Ioan. Petru și Ioan nu spune, acum facem cercul, Cine nu a primit Duhul sunt de aici? Niciunul. Oh, oh sunteți ca mulți. Nu e nicio problemă. Facem treaba în masă, rapid aici. Nicio problemă. Nu ne trebuie microfoane. Cercu, cine nu a primit Duhul Sfânt? Bun. Grămada? Toți strigați acum! Aleluia! Strigați să vină Duhul Sfânt. Și toți au început să zbere acolo să vină Duhul Sfânt. Și au venit Duhul Sfânt. Da? Nici vorba de așa ceva. Deci n-a fost. Sunt... În fapt, 8 spune că s-au rugat avem fundament biblic pentru, pentru stăruința după Duhul Sfânt. Eu nu zic că e rău să ne rugăm, să ne rugăm ca biserică Duhul Sfânt să ne umple tot mai mult și să ne călăuzească tot mai mult și să lucreze tot mai mult în noi și Duhul Sfânt să, să, nască din nou și Duhul Sfânt să-și lase ungereal. Eu n am nicio problemă cu treaba asta, dar să spui că primirea Duhului Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt a fost făcut prin stăruință este o eroare biblică. De ce? Pentru că oamenii care au primit Duhul Sfânt nu s-au rugat. Oamenii nu s-au rugat, s-au rugat apostolii pentru ei. Apostolii cu autoritatea primită de la Domnul Iisus Hristos s-au rugat pentru ei. Deci n-au făcut cercul și au zis, hai să strigăm toți la Dumnezeu și să fim umpluți sau botezați sau să primim Duhul Sfânt. Nu! Nici nu s-a rugat. Mă ascultați? Nici unul nu s-a rugat să primească Duhul Sfânt. Nici unu. Ci doi oameni care erau apostoli, trimiși de Dumnezeu, autorizați de Dumnezeu, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Deci nu avem nici la fapte capitolul 8 vreun fundament biblic pentru tot felul de ciudățenii. Fapte, capitolul 10. Hai să ne uităm aici. Fapte capitolul 10. Îl cheamă, știți foarte bine, călăuzi clar de Dumnezeu să se ducă în locul acela. Petru spune, eu n-aș fi venit aici, spune lui Corneliu, n-aș fi venit aici, voi sunteți dintre neamuri, după legile evreiești, eu n-am voie să vin aici. Și începe să predice Evanghelia. Știți ce? Fapte capitolul 10 se referă specific la neamuri. Noi suntem dintre neamuri. După categoriile biblice. Da? Sunt evrei și neamuri. Noi suntem dintre neamuri. Nimeni nu vrea să folosească fapte capitolul 10 ca tipar pentru primirea Duhului Sfânt. Știți de ce? Că ei au primit Duhul Sfânt în timp ce se predica Evanghelia. Și atunci a pierdut tot fundamentul pentru alte lucruri, da? Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Al treilea eveniment de botez cu Duhul Sfânt, iar e Petru. Nu vi se pare interesant? De ce nu trimite Dumnezeu pe Filip? Și asta era cu râvnă și era misionar. Pentru același motiv. Nu doar samaritenii care erau o categorie unică de oameni. Trebuie împăcați acum cu evreii care erau în biserica Domnului Iisus Hristos și acum și neamurile. Pentru că vedeți și în capitolul 11, evreii încă nu erau convinși că și neamurile trebuie primite. Îl cheamă Petru, vine cu Ai mâncat cu neamurile la masă, a intrat la ei. leu. De asta Dumnezeu îl trimite pe Petru. Că era un om autorizat de Dumnezeu, era un apostol. De asta îl trimite Dumnezeu pe Petru. Nu e nicio stăruință, nu este niciun fel de rugăciune, Dumnezeu de Duhul Sfânt. Se poate opri și apa ca să nu fie botezați aceștia care, nu -au primit, Duhul Sfânt, care au primit Duhul Sfânt ca și noi și au poruncit să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos. Asta e regula. Să fie botezat cu Duhul Sfânt, să primească Duhul Sfânt, da? să fie născut din nou, să se pocăiască, să creadă și apoi să fie, și apoi să fie botezat. Deci faptul este, capitolul 10, dacă vreți să-l folosim ca tipar, mie mi se pare fantastic, extraordinar, arată cum trebuie să se întâmple lucrurile ca normă. Dar haideți să vedem cu vorbirea asta în limbi, că zice că vorbi și ăștia în limbi. Versetul 46. Cei care spun că au vorbit în limbi ca evangelizare, că vorbirea în limbi, primești vorbire în limbi ca să evanghelizezi pe alții. Vă întreb pe cine evangeliza Corneliu? Deci toți au primit vorbirea în limbi, da? Care erau acolo și au ascultat. Au crezut în Dumnezeu, s-au pocăit pentru că spune în capitolul 11, auziți ce spune? spune în capitolul 11, versetul 18, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința. Deci ei înțeleg că atunci când au primit Duhul sunt de fapt ce au făcut? S-au pocăit că Dumnezeu le-a dat pocăința, da? Și în versetul 17 spune, deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar și nouă care am crezut, deci versetul 17 și 18 în explicația evenimentului din 10, spun că ei au crezut și s-au pocăit. De asta Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt acolo peste ei, da? Întrebarea este de ce au vorbit în limbi. Corneliu și casa lui. Pentru cine au vorbit în limbi? Casem, da? Casem, că și în neamurile au avut parte de aceeași încorporare în biserică, în trupul Domnului Iisus, ca și evrei, ca și samaritenii. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă Petru s-ar fi dus la Ierusalim și spune, ce, ce bă, dar ce e căutat acolo? Pe m-am dus că Dumnezeu mă călău să le predic Evanghelia. Și ce s-a întâmplat? Păi am predicat Evanghelia și ăștia au plâns acolo și s-au pocăit. Aha, și zice așa cu virgule ceva. Bă, noi am primit Duhul Sfânt în felul ăla, samaritenii au primit și ei Duhul Sfânt, dar la ăștia nu s-a întâmplat nimica. Și zidul ăla gros care era între evrei și neamuri, de mii de ani ar fi rămas acolo în picioare și s-ar fi întărit. Și repet, s-ar fi format o altă denominație. Cu siguranță lucrul acesta. Sau ar fi rămas și ăștia într-un fel așa cu cordonul umbilical legat de evrei n-ar fi înțeles că și ei sunt acum încorporați în Biserica Domnului Iisus Hristos. Acesta ei, ei, ei uh, vorbesc în limb ca un semn pentru necredincioșii de la Ierusalim. Nu necredincioși în sensul că nu credeau în Domnul Iisus, ci necredincioși în lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus le-a spus din fapte 1, mă, Evanghelia îți duce la marginile pământului. Ăștia în fapte 11 încă nu au înțeles treaba asta. Ba chiar în fapte 15 primul sinod, dacă am putea să spunem, când ăștia lămuresc. Mă, nu mai puneți neamurile sub legea lui Moise. Voi n-ați înțeles schimbarea care s-a făcut. Deci lucrurile nu au fost clare în Biserica Primară. Acesta este motivul pentru care a fost această secvențialitate. Și vedeți, de fiecare dată botezul cu Duhul Sfânt, de fiecare dată botezul cu Duhul Sfânt este sub călăuzirea apostolilor, sub călăuzirea apostolilor și de fiecare dată botezul cu Duhul Sfânt este la o categorie distinctă de oameni. Căutați în toată Biblia și nu o să găsiți a doua categorie de evrei botezați cu Duhul Sfânt. A doua categorie de samariteni botezați cu Duhul Sfânt. A treia categorie, da? neamurile botezați încă o dată, în altă parte cu Duhul Sfânt. Nici vorbă. De fiecare dată este ceva diferit. Ce vrea Luca, autorul cărții faptelor, să ne spune și să ne explice? Simplu, domnule, dacă ți-ai scrie pe o tablă. Evrei, samariteni, oameni temători de Dumnezeu, cum erau Corneliu și ceilalți care aveau o aderență, dar erau un fel lipiți de iudaism și oameni de la marginile pământului, da? ucenicii lui Ioan categorii total diferite de oameni care, prin această lucrare de botez a Duhului Sfânt, sunt acceptate, încorporate, primite în Biserica Domnului Iisus Hristos. De asta sunt categorii diferite. Niciodată nu vezi un individ sigur care primește botezul cu Duhul Sfânt. Niciodată în Biblie. M-am dus acasă singur și am strigat și am stăruit la Dumnezeu ca să fiu botezat cu Duhul Sfânt și am fost în sfârșit botezat cu Duhul Sfânt. Chix, în Biblie nu găsești așa ceva. Nu găsești așa ceva. Unul, că nu-i găsești pe ei rugându-se ca. Deci, nu recipientul, beneficie... beneficiarul, să roagă ca să fie botezat cu Duhul Sfânt, ci apostolii s-au rugat pentru ei. Și de fiecare dată a fost corporativ. Și trei, de fiecare dată a fost o categorie diferită de oameni, din motivul pe care l-am explicat până acum. Și haideți să ne uităm și la Fapte, capitolul 19. Unii, unii oameni au impresia că baptiștii se tem să deschidă Cartea Faptelor Apostolilor. Eu aș predica toată Cartea Faptelor Apostolilor. este este fantastică, excepțională. Fapt de capitolul 19. Versetul 2. S-au întâlnit cu niște ucenici al lui uh, câțiva ucenici și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă. Vedeți, pocăință și credință aici. Botezul pocăinței și să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. E credință în Isus, pocăință față de Hristos. Când au auzit aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Când și-a pus. Cine și-a pus mâinile peste ei? Pavel, unde ne aflăm acum? Unde ne aflăm acum? Ne aflăm acum la Efes. Efesul nu mai este nici în Samaria, nu mai este nici în apropiere undeva de Ierusalim. Efesul e departe, la marele pământului. Pavel este omul acela care este primul care primește această revelație clară de la Dumnezeu, fără niciun fel de dubii, și se duce în toată lumea și plantează biserici. El știe, știe care este programul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, extensia planului lui Dumnezeu, da? Extensia bisericii, a mântuirii, a Evangheliei, adică pentru toată suprafața pământului, da? Și Pavel, care este apostolul neamurilor, se află între neamuri cu niște oameni care erau într-un fel înrudiți cu evrei religios, vorbind prin faptul că accepta să botezul lui Ioan, dar el spune, e pocăință, ala e botezul pocăinței, credința în Domnul Isus Hristos, botezul în numele Domnului Isus Hristos și a pus, nu știu ăștia, ăștia citesc Biblia sau? La propriu, poate dați niște mesaje azi cu versetul ăsta. Când și-a pus? Cu Pavel, cu litere mari. Pavel mâinile peste ei. Pavel și-a pus mâinile peste ei. Doamne, decât dacă credem în succesiunea Apostolei, că putem și noi să ne punem mâinile peste oameni să-și primească Duhul Sfânt. Corect? Da? Pavel și-a pus mâinile peste ei și atunci Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Pentru același motiv. Pentru același motiv. Aș vrea să mă apropi de încheiere întorcându-mă puțin la fapte capitolul 10 cu vorbirea în limbi aici. De ce au vorbit în limbi ei? Au fost un semn pentru cei necredincioși. Dar uitați ce spune Biblia foarte frumos aici, versetul 46. Că auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Nu propun de Evanghelia lui Petru. Deci Cornelul mai acum ne-ai spus tu Evanghelia, acum în limbi o spunem noi ție. Că ce să facem cu vorbirea lui? Acum dacă tot am primit-o, trebuie să evanghelizăm pe cineva cu ea. Nu! Care era scopul? Care era substanța? Care era conținutul vorbirii în limbi? mărirea lui Dumnezeu sau spuneau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Acum, și ce ar putea să zică cineva? Mă, foarte bine. Ne-ai spus acum că toate lucrurile s-au încheiat în biserica primară. Bine, ce facem noi acum? Sărbătorim, celebrăm, ne aducem aminte de ce a făcut Duhul Sfânt cândva. Nu! Nu! De fiecare dată când cineva se întoarce la Domnul, este încorporat prin Duhul Sfânt în trupul Domnului Isus Hristos. De fiecare dată când se pocăiește cineva, se pocăiește pentru că Duhul Sfânt îi dă pocăința. De fiecare dată când crede cineva în Domnul Isus Hristos, crede pentru că Duhul Sfânt i-a dat credința. De fiecare dată când cineva se ridică la un alt stadiu de maturitate, se ridică prin puterea Duhului Sfânt, prin plinătatea Duhului Sfânt. Ce vedem continuitate, Astăzi, pentru fiecare dintre noi, ce este de dorit, ce este lucru pentru care trebuie să ne rugăm, ce trebuie să fie subiectul nostru continuu, este această plinătate a Duhului Sfânt în care trebuie să o umblăm, în care trebuie să o urcăm, pe care trebuie să o experimentăm mereu și mereu. Da? Asta vedem repetat mereu și mereu în Cartea Faptelor Apostolilor. Când se duce în fapte capitolul 9, Anania la Pavel, după ce se convertește, se întoarce la Dumnezeu, spune Dumnezeu, Domnul Iisus care te-a întâlnit pe drumul Damascului, m-a trimis ca să scapeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Plinătatea Duhului Sfânt este altceva. Am primit Duhul Sfânt că m-am întors la Dumnezeu, când am fost cercetat, când am fost născut din nou, dar după aceea nu spun, ah, am fost născut din nou, a, mi-au zis ăștia baptiști că îți cu Duhul Sfânt, n-am nicio treabă de acum până la sfârșitul vieții. Nu! Dorința mea este să fiu plin tot timpul, dorința mea este să fiu umplut mereu. Și vedeți în, fapt în Efeseni în capitolul uh, 3, Efeseni capitolul 4 și apoi Efeseni capitolul 5. De fiecare dată se vorbește despre această plinătate a Duhului Sfânt. Se vorbește și apropo, întotdeauna să vorbește corporativ. Întotdeauna să vorbește corporativ. Dumnezeu vrea ca biserica să în întregime să urce în maturitate, să crească în statura ei până ajunge la statura plinătății lui Hristos. Și lucrul acesta se face numai prin Duhul Sfânt. Și cum ne umplem de Duhul Sfânt? Ne umple pe Duhul Sfânt și prin rugăciune, că rugăciunea este o metodă a harului. Nu zicem, să, să, să tem să roage pentru Duhul Sfânt. Nu, mă, noi, nu ne, noi ne rugăm pentru Duhul Sfânt, dar în sensul corect. Nu mă rog să primești ceva ce am primit deja. Noi deci atunci am primit pecetea. Habar nu ai ce este pecetea Duhului Sfânt. Zice că am fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Apropo, asta este un argument pentru păstrarea Sfinților în har până la final. Și este un argument devastator împotriva ideii pierderii mântuirii. De ce mă pecetuiește Duhul Sfânt? Pune pe pentru mine, pe mine, Dumnezeu spune asta e meu. Orice ar fi asta este a meu. Te bagă în groapă, te scoapă, scoate din groapă, te face Dumnezeu praf, pulbere, tre trece prin orice. Dar la urmă ajungi la El. Mă înțelegi că ești pe Cu sunt pentru ziua răscumpărării. În ziua învierii, când vor zbura toate mormintele și vor ieși Sfinții lui Dumnezeu, de acolo vor ieși pentru că au fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Și trupurile lor au fost templele Duhului Sfânt. Asta este pecetluirea cu Duhul Sfânt. Nu are niciun fel de treabă cu botezul cu Duhul Sfânt, care înseamnă încorporarea în trupul Domnului Isus Hristos. Nu are nicio treabă cu puternicirea Duhului Sfânt sau cum o numim noi plinătatea Duhului Sfânt sau umplerea Duhului Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt este primirea puterii pentru slujire și pentru sfințire individual și noi ca biserică, ca să facem lucrarea lui Dumnezeu. Și mă rog și îmi doresc pentru mine și pentru toți care sunteți aici să aveți această plinătate a Duhului Sfânt. Dar trebuie să ne folosim de metodele Harului. Dacă eu cred că pot să fac chiulul cu biserica, dacă cred că pot să fac chiulul cu, cu rugăciunea, dacă cred că sunt facultative metodele Harului, dacă cred că e facultativă citirea Sfintei Scripturi, studierea profundă a Sfintei Scripturi și mă aștept să fiu plin de Duhul să mă înșel. Deci mă înșel. Deci poți să te trimit la câteva buticuri din astea religioase în care să ai ceva experiențe din astea extra, ultra senzoriale, dar să te duci acasă și să fii la fel. Sau poți să te duci într-o biserică sănătoasă unde să distribui și să folosești abundent metodele Harului, cum zicem noi câteodată că mintea îți clocotește creierii în cap și trebuie să torni așa apă ca să mai liniștească. Folosești abundent metodele Harului, atunci te poți aștepta la creștere spirituală, la maturitate și la plinătatea Duhului Sfânt. Niciodată să nu vă simțiți în inferioritate că vine un zevzec din ăsta care spune că a avut nu știu ce experiențe și care este imoral și trăiește în păcat. Dar el a avut experiența. Ha, tu n-ai avut-o. Eu mă duc în cer, tu nu te duci. Astea sunt baliverne, astea sunt povești nemuritoare. Și, am văzut o, și mă doare lucrul acesta. Am văzut o grămadă de oameni pocăiți. Oameni sfinți. Oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și care se simt în inferioritate. Să zic, bă, dacă m-aș duce și eu o să mă țâp că pe jos pe acolo ca să primez Duhul Sfânt. Este o la adresa lui Dumnezeu. Mă auziți? Eu o la adresa lui Dumnezeu. El este un om în care lucrarea Duhului Sfânt se vede de un milion de ori mai clar decât în, în, altele, în alte privințe. Da? Sper că lucrurile au fost înțelese poate am fost mai sarcastic, ironic la un moment dat, intenția mea nu este să bajocoresc pe nimeni, ci intenția mea este să înțelegem clar care este lucrarea Duhului Sfânt. Și să nu facem un subiect de bajocuri de lucrarea Duhului Sfânt. Unii oameni, datorită teologiei lor, au ajuns să spună despre o grămadă de lucruri că sunt lucrarea Duhului Sfânt. Și nu cred că este zi în an decât această sfântă sărbătoare în care oamenii spun o grămadă de prostii despre Duhul Sfânt. O grămadă de prostii. Și pun pe seama, spune dacă tot am spus acum, haideți să experimentăm ceva puternic. Nu, predicați Evanghelia corect, predicați Sfânta Scriptură, rugați-vă cum vă spune Cuvântul lui Dumnezeu, urmăriți maturitatea spirituală, dar aveți o viață de rugăciune personală, aveți o viață de rugăciune cu familia, folosiți corect Cuvântul lui Dumnezeu și ne putem aștepta la această plinătate a Duhului Sfânt, da? Asta e întrebarea mea pe care o pun la toți care vor să fie plini de Duhul Sfânt. Vrei să fii plin ca să ce? Ce, să, ce, 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 ce ai avut în cap când te-ai acolo? Ce ai vrut să, să, să se întâmple? Soprește. după ce au primit Duhul Sfânt cu ghilimele de regoare, da, multe rânduri de ghilimele și note de subsol. Spuneți acum ce ați simțit. Mă, serios, pentru asta? Asta a fost ca să simt ceva? Îmi ceva muzică frumoasă acasă ca să simt ceva. Beau o cafea bună, mănânc ceva. O să fac o tură cu mașina și dau 220 de ori ca să simt ceva. N-am nevoie să mă duc la biserică să strâng până în nebunesc ca să simt ceva. Asta, ce, ce ați simțit? Am simțit că zburam. Da, aia, e bine, ești ok, tu, tu ce ai simțit? O mare bucurie, a, și bine, și la tine, tu ce ai simțit? Mi s au învârtit limba în gură cum se învârte rotorul la mașina de spală. A, și tu ești bine? Asta? Domnul Isus a spus, dacă am luat numai ce spune Domnul Isus, fapte 1 cu 8. când se va pogoră Duhul Sfânt, veți primi o putere și... Aleluia, veți fi martor. Asta spune Sfânta Scriptură. Asta spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu să, să ne binecuvânteze, să înțelegem noi și să fim și oameni care putem să comunicăm și altora aceste adevăruri că sunt necesare în vremea în care noi trăim. Amin! Vă rog.